asta dacă dă cu spatele mai mult, îmi bușește mașina. Să cer tot picant, să fac challenge asta picant, să murim. Cum se face, băi băiatule, de fiecare dată l-așteptăm pe Luca? Bine, mă rog, el acum a venit, e cu Dragoș. Bă, 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 ce faceți? Stați așa că trebuie să vă fac loc, am adus toată casa cu mine aici. Dar ți-e frică să intri, haide. Bă, dar ce e aici? Cum cocină aici? Oricum, băieți, astăzi vom face iarăși concursul de mâncat. Ideea pe care mi-a dat-o Luca, mai mult pe care i-am furat-o. Asta e bunica, dar cine vine? Cine? E tata. Zi, nu știu cine. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă mai vreți episoade din seria asta în continuare. Băi, și am văzut că foarte mulți îți vreți pe o guriță mică. Bă, cum ar fi să fac eu asta versus o guriță mică? Păi cred că te bate o guriță mică, sincer. Bă! Te bate, tu ai văzut cum mănâncă ăla, de foame mănâncă. Eu chiar cred că pot să-l bat. Mai toxic trait îmi zice asta. Nu știu, bine, și tu ești fomist. Nu știu, cred că ar fi o luptă egală, ar fi interesant. Când n-ar accept să vă puneți o masă să mâncați. Bă! Mă rog, mergem. Mergem la mâncarea, filmăm drumul până la Pink, ca să știți și voi unde să, dacă vreți să mergeți pe la el. Și revenim. Gata, băieți, l-am sunat și pe Pink să vedem ce mănâncă. KFC, mâncare picantă, aparent stă bine. Cu asta, Luca, tu? Mănânc orice și pietre, și dacă pietre? Îmi dai. Pe viață, avem nevoie de un burger mic, un burger mediu și un burger mare. Un burger, o piatră mare vreau. Hai că o să trec peste bordura asta, o să zic că Pink că sunt retardat. Băi! Am ajuns la coadă la KFC drive-thru. E o coadă destul de mare, dar aia e. O să luăm 9 sandvișuri, că ne e foame. O să vedeți în curând ce sandvișuri luăm. Probabil o să auziți și comanda. Nu, pentru tine 9 sandvișuri, cred că. Cum gen 9 sandvișuri fiecare. Eu 9, tu 9, Pink 9, femeia din spate 9. Toată lumea mănâncă sandvișuri astăzi. Asta este regimul nostru, dieta, nu? Am zis bine. Voi ce faceți? Cum sunteți? Sunteți bine? Bă, bune, dacă vreți să le batem cu guriță mică în mâncare, vreau să mergeți la el pe Instagram, pe TikTok. Bă, vreau să-l spamați cu mănâncă versus Robbie. Ăsta dacă dă cu spatele mai mult, îmi bușește mașina. Bună, vă rog. Bună, îmi dai te rog frumos 3 booster, doar sandvișurile. Da sau nu picant? Să cer tot picant, să fac challenge-ul ăsta picant, să murim și după aia să ne regretăm zilele a doua dimineață. 3 booster de care? Picant sau nepicant? Picant, vă rog. Deci boosterii să fie picant. Da, 3 real burger picanți și 3 dublu crispy, vă rog. Deci tot să fie picanți. Toți, da. 195 de bani la prima fereastră. 195? Sau 195 de bani? Fonduri insuficiente. I-a luat. Revenim direct de la Pink de acasă, ca să nu vă mai plictisim, că noi... El e mai mult plictisitor. Bă, tu deja mănânci, mă, și pe clip ce mai mănânci? Pic, sigur, competiția asta să fie mai mult între mine și tine, nu? Luca, aș bate joc? Am încercat să nu bat joc, dar e greu. Să nu dăm la mega extrem, gen hap, înghite, dă apă, hap, așa înghite, dă apă. Tot just... mănâncă și mestecă, like, da, actually, fă-o repede. Gata, băieți, am revenit din casa lui Pink, avem aici un... Ce-am aici? Gata, băieți, am revenit din bărlocul I Hate Pink. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc să apăsați butonașul de like, foarte important. Mai greu, la challenge-ul ăsta avem tot picant, nu avem apă. Suntem aici cu Pink, foarte mulți probabil dintre voi îl știți. El e de mulți ani pe platforma asta. E bătrân. M-am gândit să-l iau pe Pink, pentru că are un canal Pink Mănâncă. Are cu astea cu mâncarea și mă gândesc eu că poate mănâncă și repede. Mănânci repede de obicei tu? Da, destul de repede. Aoleu. Dar nu, așa mi-a zis și Luca. Tu nu știi cum mănâncă ăsta, deci tu zici că... Bă, n-am apă. N-am apă, tu crezi că poți să ai șanse să-l bați? Tu ce crezi? Deci eu o să mănânc, dar trebuie să mestec ce mănânc. El vrea să mănânce și să înghită. Dacă aveam apă, așa făceam. No. Dar și fără apă, să vezi, o să bagi pe un animal. Foarte amuzant în ultimul clip, așa că ați văzut, Asai și Nana s-au unecat tot clipul. Cred că așa o să fie și ăsta și așa o să fie orice clip din seria asta. Luca, nu știu de ce l-a luat și pe el. Ai bătut pentru că avea apă și eu nu m-am folosit de apă cum s-a folosit el. Dar poate... Uite, acum am apă. Poate iau locul 2, te-ai gândit la asta? Poate mă bag cu Pink. 3, 2, 1, start! Bă, ce e mă aici? Bă, greu de făracu. Mă cam locul 2. Bă, aștept să disperat. Eu mă mulțumesc cu 2. Vreau apă. O să se blocheze în gât, bro. Dacă iei apă, pierzi, adică... Ai nevoie de cicot. Mamă, mă dai mașina, vrei? Și el, te-ai altul. Mamă! Ce animale sunteți? Îmi stă în gât rău. Nu o să mai fac ce-n jos, afară apă. Dacă te-ai ridicat și după apă ai pierdut. De ce facem fără apă? Credeți că ne ia pe totul? Cred că 5 minute. Bă, dar și cantitativ e mult. Mi s-a blocat în capul pieptului, vere. Mmm,
Poți să bea apă și să piezi dacă vrei. Mamă, ce-ar merge un pahar de apă. Dar nu! Bro, mă bate Pink. Eu zic, când ajunge primul, la ultimul burger se pune pauză să luăm apă, deci. Da, cred că nu. Am putea face asta, că vreți. Nu, cu fă mi-e. E mai sus decât vreau. Și-l Pink trebuie să mănânci aia de pomoasă. Bă, când deschid un burger nou, Pink întotdeauna e de mai tare. Bă, Luca, nu e de parte de mine, sincer, nu-mi place. Mi-ați spune ăsta face că e cu numai de astea? Da, dar nu cred că are burgerul ăsta. Are apă. Trișează. Bă, sunt uscat rău de tot. Mamă, ce ia-ți pe fără apă? Bă, nici măcar n-au sos în ei ca lumea. Mă, îmi dai marfilarul, zi. Îmi dai marfilarul, de asta am înspecat. Ăsta cu brânză, ăh. Vrei să sabotezi pe ăsta? Nu, că e la fel la ultimul. O să vomit. Nu, mă, eu mi-au apăcat-o. Nu pot, că oricum sunt ultimul, vă las pe voi. M-am ținut bine până aici. Mamă, te-am și zvipat. Eu, deci până la ultimul burger, am fost aproape la egalitate, de fapt la egalitate cu Pink mereu. Dar numai că e prea animal. Și eu mă duc să-mi iau apăcat. Vomit. Cel mai gras dintre noi s-a dat bătaie primă. Și Robi la fel de gras. Mai mult decât tine. Mamă, dacă știam când chestia cu Pink, bă, îmi dau lacrimi, jur că vine să vomit. La mine a fost ușor să renunț, că eram ultimul. Yes. Deci ai vrut să facem bă la apă. Mai hardcore. Ia fii atent că sunt aproape rău unul de altul, ești nebun? Vomit! Ce bună e apa, bă! Da, apă? Nu mai este de apă. A câștigat Pink, nu cred! Trebuie să termine de mâncat. Oh my god! Trebuie să înghită tot! Nu cred așa ceva, wow! La asta nu mă așteptam, bă, și ce revenire și-a luat. Că tu erai mai în față și eu cu el la egalitate. Și eu m-am dat bătut și am zis că, ia! Sau? Trebuie să deschizi gura, faci. Poate vomită în ultima secundă. Cred că nu. Wow! Gata. Nu mă așteptam la așa ceva! Wow! Nu cred, bă! Gata! A devenit caracterul principal aici. Zis Robi că intră el în industria de mâncare aici. Fără apă! Nu mă așteptam la așa ceva! Nici eu! Fără apă e oribil! Trebuie să dai cu multă salivă, trebuie să ai... Păi n-are fratele tău că ți-ar da și ție! Și cel mai deștept e ăla care a renunțat și acum mănânc singur și liniștit, da, burgerul ăsta. Bă, mă simt dezamăgit de mine, bă! Bravo, Pincaris, lasă-o să strâng mâna. Oameni buni, nu uitați să vă abonați dacă mai vreți să facem clipuri de genul. O să-mi iau revanșa de la tine, am spus mai devreme. Dezvolt o ură interioară pentru Pink acum, mare rău de tot. Altă ordine de idei, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonașul de like, follow pe Insta și noi ne auzim data viitoare. Ciao!